Bună ziua, bun găsit, doamnelor și domnilor. Sunteți la o nouă ediție actuală regională, aici la TVR Iași, vine după amiaza. Emisiunea dedicată dezbaterilor economice, politice și administrative. M-am gândit pentru astăzi, pentru că în scurt timp va trebui să dedicăm acest spațiu orar campaniei electorale pentru europarlamentare, să profităm pe ultima sută de metri, să discutăm puțin și despre economie, așa încât l-am alături de mine pe domnul conferențiar universitar dr. Dan Chirleșan de la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor. Bună ziua, bine ați revenit la noi. Bine v-am regăsit. V-am invitat tocmai ca să facem împreună cât vom putea să încercăm o radiografie a stării actuale a economiei, văzut cumva optimist de către cei de la guvernare. N-aș vrea să discutăm politică, dar să punctăm câte ceva din ceea ce până la urmă pe fiecare dintre noi ne atinge și ne interesează în același timp. Și v-aș propune să începem cu o discuție pe bugetul tocmai promulgat, e adevărat, cu ceva întârziere. Cam care sunt resorturile care au conturat acest buget pe 2019? Ce priorități regăsiți? Vedeți, când vorbim de bugetul unei națiuni, lucrurile sunt destul de complicate. Că nu există doar un singur buget, sunt mai multe, sunt bugete consolidate, sunt bugete ale asigurărilor sociale și așa mai departe. Dar privit în ansamblu, bugetul unei națiuni pentru un public telespectator non-economist ar trebui explicat că el ar trebui privit la fel ca și bugetul unei familii. Adică ar trebui să fie într-o stare de echilibru. Într-o parte avem veniturile din care alimentăm cheltuielile. În mod constant, la nivel macroeconomic, deci la nivelul statelor, statele își proiectează bugetele într-un dezechilibru permanent, adică proiectează cheltuieli de realizat mai mari decât veniturile pe care ei pot să le obțină. Dar nu mai mult de 3% sau cât asta este o regulă a optimului. Cât de mult putem să consumăm peste. E ca și la alimentația noastră. Cât de mult mâncăm în plus, astfel încât organismul să rămână sănătos. 3% este un optim de consum peste nivelul cheltuielilor, peste nivelul veniturilor pe care statul le poate colecta, dar adeseori statele, și în special statul nostru post-decembrist, a apăsat de multe ori pe pedala accelerației într-un mod nepermisiv și neprietenos cu economia. Adică, aș vrea să vă mai întreb până intrăm în amănunte, de ce credeți că a fost întârziat poate chiar mai mult decât în alți ani, că el în mulți ani a fost întârziat. Eu am să vă răspund doar din punct de vedere tehnic. El a fost întârziat pentru a putea ca din interiorul Palatului Victoria, gânditorii și scriitorii acestui buget pe anul 2019, să poată potrivi cifrele și indicatorii astfel încât să corespundă mecanismelor de supraveghere europeană. Adică deficitul bugetar să nu depășească 3%, pe de altă parte anumite plăți care trebuiau realizate de către stat în ultima lună anului 2018 au fost amânate și amânările, putem să amintim aici amânarea de conturilor de TVA. Statul nu și-a onorat în luna decembrie plățile ajunse scadente la rambursările de TVA, nu și-a onorat o parte din plățile pe partea de asistență socială, rostogolindu-le în anul următor. Anul următor în care, de asemenea, în prima lună, au preferat să închidă ochii și urechile și să facă că nu sunt auzite strigătele celor care nu și-au încasat veniturile datorate de către stat. Și au închis bugetul de-abia în luna februarie 2018, propunându-l pe repede înainte în Parlament, unde, datorită mașinii de vot majoritare, el a trecut fără prea mari bătăi de cap. Bine, având în vedere că e proiectul făcut de guvern și guvernul e susținut de Parlament, dar am promis că nu intrăm în chestiuni politice.
spuneați că au preferat să închidă ochii, până la urmă i-ar putea replica la aceasta că, domnule, la asistența socială, am transferat-o la autoritățile locale. Că și aici e o altă discuție. E poate... doar o parte din ceea ce înseamnă cheltuielile de asistență socială. Mă refer la cele care au stârnit și proteste în țară, că au fost... Au promis administratorilor unităților teritoriale, adică primarilor, că le vor crește cotele de venituri redistribuite de la bugetul central spre bugetele locale. Au crescut aceste cote, dar la pachet cu creșterea obligațiilor pe care ei trebuie să și le asume în plată. Adică au primit și una caldă și una rece. Au primit la pachet și o parte din cheltuielile sociale pe care, în funcție de numărul de persoane care beneficiază de aceste ajutoare, sunt primării care ies pe minus și mai sunt și câteva primării care mai au și un zâmbet pe față. Sunt în România primării care, mă rog, se declară în faliment de mai mult timp, adică nu prea mai au probabil nici activitate economică pe raza localităților respective și populația e în scădere pentru că... Da, e vorba de cei trei factori, capital uman, capital de lucru și productivitate, pentru că degeaba avem primii doi, dacă productivitatea capitalului uman și a capitalului financiar sunt sub nivelul de optim. Ce voiam să vă mai întreb apropo de bugetul pe acest an, eu personal am remarcat faptul că, bun, și iarăși, făcând o demarcație între politic și economic, am remarcat faptul că s-au diminuat, să spunem, sumele pentru servicii. Haideți să le luăm așa, pe ansamblu. Și mă gândesc că tot vorbindu-se de statul paralel, e aceasta o opțiune corectă economic, raportat la discuțiile care au avut loc apropo de statul paralel și de nu alte... Nu sunt un specialist în politici macroeconomice și de securitate, dar îmi imaginez că aceste servicii au rolul lor, protejează societatea informațional și tactic și cred că dacă în prima fază sumele au fost decuplate sau diminuate, probabil vor urma și rectificări și în funcție de contextul regional și global, aceste sume pot fi redesenate. Ce ar însemna pentru economie acest prim trimestru care, păi, în care s-a lucrat pe bugetul anului trecut? Noi, la nivelul a 30 de ani parcurs de la Revoluție, de-abia acum începem să învățăm să ne administrăm bugetele familiilor. Începem să învățăm să gestionăm un credit. Vă dați seama că este aproape un efort de imaginație pentru omul simplu să gândească și să înțeleagă cum se administrează bugetul unei națiuni. În primul trimestru a anului curent, bugetul a fost mai degrabă într-o poziție de staționare. Primele două luni au funcționat pe bugetul prelungit a anului anterior, adică fără a avea posibilitatea ca statul să demareze proiectele de investiții, iar în luna martie, odată cu venirea primăverii, economia începe să intre într-o formă de relantiu și vom vedea dacă indicatorii aceștia proiectați de celebra comisie de prognoză aflată în subordinea guvernului își vor arăta fața umană sau mai degrabă ne vor confirma că au fost foarte multe exagerări. Ce alte, mă rog, modificări sau lucruri care n-au fost avut în vedere în alți ani, poate ați remarcat? Am remarcat în primul rând un indicator de creștere economică care nu pare credibil. Român, acel de 4-5%? 5,x, 5,6, 5,7% în condițiile în care optimul țărilor din regiunea noastră, adică Europa Centrală și de Est, pe ultimii 10 ani de zile, nu există țară care să fi crescut cu mai mult de 4%, în condiții nemaipomenit de prielnice. După aceea, cred că fiecare dintre noi se întreabă dacă avem o creștere economică superbă, cea mai mare din Uniunea Europeană, de ce statul, în loc să stea și să colecteze prin taxe și impozite partea lui
din această creștere iese pe piețele naționale și internaționale și se împrumută în mod constant într-un ritm care este îngrijorător. Ați văzut și în ultimele zile, după momentele astea de staționare, Ministerul Finanțelor a ieșit pe piețele internaționale și s-a împrumutat cu 3 miliarde de euro la cea mai mare dobândă post-decembristă de pe piețele de resort. Și pentru cea mai lungă perioadă vorbim de un credit pe 30 de ani, cu scadență la 30 de ani, pe care copiii încă nenăscuți ai studenților noștri vor trebui să plătească această datorie contractată în anul 2019 de ministrul Orlando. Era nevoie, poate nu, am înțeles că cel puțin așa au justificat o parte din argumentele lor, că sunt niște scadențe la alte credite mai vechi și era nevoie de așa statele ceva. Statele, în general, au preferat să utilizeze mecanismul îndatorării constantă, în detrimentul implementării politicilor macroeconomice de stabilizare a economiei. Statele, și în special cele ieșite recent din zona de penumbra Europei, adică zona administrată, centralizată prin plan, fostele țări comuniste, au învățat inițial că am putea trăi mai bine dacă vom aplica regulile democrațiilor stabile din vest, dar încet, încet, conducătorii sau elitele acestor state au semnalizat la dreapta, adică spre vestul continentului, dar au tras de volan puternic spre stânga, preferând mai degrabă măsuri populiste, injecții de bani ieftini și foarte multe măsuri sociale care să ne țină într-o stare de adormire, din care noi, la final, când ne vom trezi, vom descoperi că investițiile mari nu s-au făcut, că școlile, spitalele promise prin campania electorală anterioară nu au apărut, că autostrăzile sunt tot o himeră, că ne deplasăm tot cu viteza melcului, deși trăim în secolul 21. Totuși, România a fost un caz aparte în această zonă și dacă v-ați referit la cei 30 de ani trecuți, noi în 89, mă rog, iarăși nu vreau să comentez, dar totuși în 89, în martie, a anunțat cineva că nu mai avem, că am lichidat datoria externă. Acum, nu comentăm ce s-a făcut cu banii aceia, că unii au spus că economia e un morman de fiare vechi. Bun, probabil că s-au uzat moral și tehnic multe din investițiile făcute în acea vreme, dar ne vor occidentalii, îndatorați în continuare, că asta e ceea ce... Toate statele sunt îndatorate. Nivelul nostru de datorie publică nu este încă la nivelul care ne-ar periclita accederea în zona euro. Conform tratatului de la Maastricht, putem ajunge și la o datorie de 60%. Încă nu am atins-o. Problema e pentru ce te îndatorezi. Exact. Pentru că dacă luăm bani pentru și am văzut că i-am luat scump în anul de grație 2019, cu o dobândă de 5,5%, așa cum a luat ministrul Orlando zilele trecute, mult mai mare decât s-ar fi împrumutat de pe piețele interne de la sistemul nostru bancar. Dar luând banii ăștia pentru a plăti salarii și pensii, o bună parte din ele pensii speciale, înseamnă de fapt o decuplare de la ceea ce ei ne-au promis prin programul de guvernare. Păi, haideți să încercăm o explicație, că ați spus că au evitat băncile interne și s-au dus pe piața internațională. În prima fază au luat de pe piața internațională și am crezut că ei sunt un fel de Chicago Boys, adică băieți de treabă, școliți la școli bune, și au lăsat piața internă pentru economia internă să aibă acces întreprinderile mici și mijlocii, firmele și multinaționale din România să se financeze pe piața bancară, dar ei au dovedit de fapt că sunt un fel de Dâmbovița Boys, adică după 2-3 zile de iluzie au venit și chiar ieri sau alaltă ieri s-au împrumutat și de pe piața internă cu un alt miliard de euro. Frecvența cu care actualul partid de guvernământ și cu elitele pe care le-a plantat la Palatul Victoria se împrumută și nu accelerează sistemul de colectare, e de peste un miliard de euro în fiecare lună.
aveți idee, o cifră apropo de gradul de colectare, că spuneați că nu... Gradul de colectare se pare că e cel mai mic din zona țărilor. E la 30%, pe acolo, sau 30% mai ar fi ideal. E 24% din PIB reușește să colecteze statul. Deși optimul în țările vest-europene sare de 40-42%, noi suntem departe. Fiecare procent necolectat din PIB înseamnă, de fapt, o alimentare a zonei gri. Banii rămân latenți în zone cu risc ridicat de evaziune fiscală sau zone necontrolabile de către instituțiile statului. Și ele alimentează sau generează, până la urmă, această lipsă de produse și servicii publice pe care statul s-a angajat să le pună la dispoziția cetățenilor, cărora le-au cerut votul. Să nu uităm că în 2016 ni s-au promis 8 spitale regionale și un spital metropolitan. 8 spitale regionale, în valoare de vreo 30 de miliarde de euro cumulat, finanțate în mare parte din fonduri europene, în 2019, la 3 ani distanță, nu e început niciunul. Și deja Ministra Sănătății a declarat recent că 2024 încă e un termen prea optimist ca să avem... Și acum, dacă ar fi să traducem pentru telespectatorii dumneavoastră acest limbaj de lemn al guvernabililor, e că, de fapt, banii ăștia nu sunt accesibili sau nu există. Ne-au promis sute de kilometri de autostradă și vedem că se inaugurează de ordinul zecilor. Ne-au promis că toate regiunile istorice ale României vor fi conectate în anul de grație a Marii Uniri. Am trecut de acel moment aniversar, a venit și factura și constatăm că călătorim pe aceleași șosele, de multe ori în situații de nesiguranță rutieră, care costă foarte multe vieți. Și iarăși v-aș ruga, fără a intra în aspecte politice, credeți că această stare de lucruri în economie de care ați amintit, promisiuni neonorate din neputință sau din neștiință sau din altceva? Cred că sunt amândouă. Dacă ne uităm la calitatea elitelor și vă rog să le luați cu ghilimele de rigoare a celor care sunt puși în fruntea trebii, și ne uităm în CV-urile lor, vedem că 80% din ei au șmecherit școala. Au evitat să-și facă studiile și ei se află în niște funcții pe care nu înțeleg cum să le deservească. 80% dintre ei au diplome de carton și au cumpărat, dacă putem spune așa, prin șmecherirea școlii, hârtii care le-au conferit accesul spre aceste înalte funcții publice pe care nu pot să le deservească pentru că ei nu au cunoștințele și educația necesară. Dar asta nu știu dacă e o chestiune specific românească sau contemporană. Istoria ne oferă multe exemple. Bun, cele mai multe se sfârșesc prost. Aș putea să dau un contraexemplu, că am spus mai devreme de Chicago Boys, să ne aducem aminte la ieșirea din dictatura stratului chilean. Pinochet își trimitea tinerii talentați la studii în Statele Unite, ei făceau masteratele și doctoratele la Chicago. Și întorși în țară, au făcut o guvernare de succes care a făcut din Chile să devină un fel de Germania Americii de Sud. Poate au fost. Dacă și sprijiniți că acolo în 73 s-ar fi putut să se orienteze spre stânga și cineva probabil că nu a dorit asta și au fost și ajutați. Adică dumneavoastră tocmai sublineați faptul că nu vom avea o dezvoltare stabilă și echilibrată pentru marea masă a populației dacă nu adâncim regulile de integrare în zona noastră europeană. Dacă vom naviga totdeauna în stânga și în dreapta... Direcția asta trebuie să mergem, dar cred că asta s-a înțeles de 30 de ani, că ne ducem spre altceva față de ce ni era promis și hărăzit de către conducătorul genial. Da, noi am avut ocazia să trăim acele vremuri și ne aducem aminte cum eram îndoctrinați la școală să credem în statul multilateral dezvoltat, în egalitarismul și în doctrina comunistă, în care fiecare poate să ia oricât și să muncească cât vrea. Dar Capitalul se mai citește sau ar trebui citit? Să știți că la universitate studenții sunt invitați să parcurgă și aceste etape istorice, deși discipline precum doctrina economică au devenit destul de rare, dar eu consider că sunt necesare și utile.
Generațiile care vin acum au o altă particularitate. Ei sunt mai degrabă ignoranți vis-a-vis de trecut, sunt necunoscători sau neștiutori vis-a-vis de istoria recentă și riscul e ca în anumite momente, prin pasivitatea și neimplicarea lor în viața cetății, adică odată la 4 ani prin a aprecia sau sancționa prin vot politicienii și promisiunile lor, riscă să primească o factură la decont pe care să nu înțeleagă de ce ei. Pentru că au fost ignoranți și au repetat greșelile trecutului. S-ar putea găsi cineva care să rescrie aceleași lucruri și să încerce să le experimenteze eventual. Da, până la urmă, democrația este o formă de progres lent pe care trebuie să o experimentăm cu bune și rele. Dar o altă formă decât sistemul democratic care necesită foarte multă comunicare și dezbatere, alternativa ar fi dictatura. Și dictatura, noi am trăit-o și nu reușim să ne debarasăm încă complet de acele momente fatidice. Revenind la... La anul de grație 2019. La 2019 și la aceste împrumuturi de care ați și amintit, eu încercam să sugerez că una din explicațiile pentru care s-au adresat și în afară guvernanții pentru a face rost de bani e și disputa aceasta, sau cumva e ca un conflict, ca o luptă între guvern și corporațiile străine care, vezi, Doamne, fac profit în România, dar acest profit asta era nu doar se reflectă aici. O fațadă populistă. E foarte simplu când trebuie să dai vina pe cineva decât să spui că dar cei mai, pe care i-ai ales... Ei au făcut și... mai mult decât să dea vina, au instituit sau, mă rog, au propus o taxă pe lăcomie. Celebra ordonanță 114, da. Care a fost, îmi permiteți să spun într-un limbaj de vulg, a fost o inepție, adică a fost... O taxă care s-a vorbit la trecut în sensul că au renunțat cu totul sau încă se mai dezbate sau încearcă să o modifice? Dacă ne uităm zilele trecute, s-a și modificat. Deci propunerea din decembrie, care a fost lansată în perioada postului Crăciunului, pe repede înainte, fără a discuta cu actorii din industria bancară, a telecomunicațiilor și a energiei, din dorința de a-i pune în fața unui fapt împlinit, crezând că atunci când îi bagi mâna în buzunarul unui individ pentru a-i fura avuția, el va rămâne pasiv și va deschide și buzunarul al doilea, nu a funcționat. După 2 luni de zile în care ei au încercat să tatoneze, punând pe tapet acea legislație viciată, au încercat să vadă care sunt reacțiile, în luna a treia au trebuit să renunțe. Taxa pe lăcomie sau ordonanța 114 a fost modificată fundamental. În sectorul bancar putem spune că vor plăti un impozit pe activele bancare, dar mult diminuat față de propunerea din decembrie anul trecut, doar băncile care vor avea profit. Au fost eliminate... Profit părți. Declarat sau... Băncile nu au profit nedeclarat. Deci băncile, ca și marile corporații, nu o să vedeți că ele lucrează în zona gri, că plătesc angajații din buzunarul patronului sau a Consiliului de Administrație. Băncile, ca și marile corporații, respectă regulile și legislația în vigoare din țările în care ele merg. Noi putem înjura, dacă vom deveni, să spunem, politicieni, ajunși la Palatul Victoria, putem înjura corporațiile pentru că dorim să le extragem rente și cu rentele respective să plătim promisiunile electorale. Dar dacă ele nu sunt... Mă iertați că vin cu un exemplu care poate nu se aplică, dar poate la simțul comun omul gândește așa. Dacă au existat discuții despre diferențele de produse la raft, tot de la corporații, că la fel sunt supermarketurile și în Franța și în Germania, au venit și aici. Acolo sunt produse la o calitate... Și acolo și aici avem instituții care trebuie să verifice. Și nu e vorba numai de România, e vorba de toată Europa de centrală și de est. Că au plecat discuții chiar din Polonia sau din Cehia, nu mai știu de unde. Noastră vreți să evidențiați faptul că există denumiri de produse identice cu calități diferite. Păi asta era discuția. La prețuri diferite, care se adresează unor zone geografice diferite. De acord, e vorba până la urmă de o relație comercială. Ce contractezi și ce primești și cât plătești.
dacă constatăm că am contractat un produs mai calitativ și l-am primit depreciat, avem posibilitatea că de asta există instituțiile statului care să verifice, să controleze, să reglementeze și să sancționeze deviațiile. Tot statul trebuie să-și facă treaba prin instituțiile sale și să aducă aceste corecții. Eu, ca și cetățean, nu iau apărarea nici a multinaționalilor, nici a statului nostru când face măsuri populiste, ci doresc să trăiesc într-un echilibru pe care să mi-l garanteze statul, doresc ca proprietatea mea să fie protejată împotriva extractorilor de rente, că sunt ei din zona privată sau că sunt din zona publică, și îmi doresc să am parte de bunuri și servicii publice pe care statul nu doar să mi le deseneze pe hârtie, ci să le pună faptic în teren, adică să construiască acele spitale de care vom avea nevoie și noi când vom ajunge la vârsta bătrâneții, să existe acele șosele pe care să putem merge în condiții de siguranță și oarecare rapiditate și să dea sumele necesare pentru educație, pentru că rămâne un popor needucat. Chiar vreau să vă întreb, vom avea spitalele astea regionale sau toate spitalele? Dar ele toate, vor fi deservite de cine? Dar vor fi aproape de goale imigranți? Sau nici măcar autostrăzile nu vor fi circulate cum s-ar putea estima acum peste 20 de ani dacă plecările sunt în ritmul care... Plecările astea sunt ciclice. Oamenii pleacă în general pentru că într-o anumită perioadă de timp nu-și mai găsesc răspunsuri la nevoile lor sociale, economice, familiale în țara în care s-au născut. Dar haideți să o spunem pe scurt, pleacă din cauza sărăciei, că nu pleacă nimeni, că nu-i democrație, că nu știu ce se întâmplă. În principal, da. Fundamentul economic sau veniturile pe care le obțin în țările în care ei optează să-și presteze sau să-și vândă forța de muncă sunt mai prietenoase decât veniturile care le-ar obține aici. Dar să nu uităm, în ultima vreme românii n-au mai plecat în mod obligatoriu datorită veniturilor posibile. Dacă ne uităm la câteva categorii sociale, cum sunt zona doctorilor și asistentelor, acolo salariile sunt aproape comparative cu cele din țările vest-europene. Și totuși se pleacă în continuare... Vin cu argumentul că acum nu au cu ce lucra, că și aparatură mai... Climatul muncii. Și climatul și muncii, condițiile de muncă, în condițiile în care tu nu te mai simți prietenos în locul tău în care trebuie să muncești, te face să te duci într-o altă zonă. Apropo de educație și educație financiară, economică, nu putem fi toți specialiști în a gestiona, cum spuneați. Acord, aici știți, de multe ori și eu mă întrebam dacă cumpărând un televizor de pe piață, o plasmă, eu ar trebui să fiu specialist în funcțiunea acelui televizor, adică ar trebui să știu să-l repar, să știți, desfăcându-l. Nu de reparat, dar să știți parametrii în care... Minimali. Așa ne putem întreba dacă toată populația ar trebui să aibă cunoștințe economice, că atunci când merge la bancă și contractează un credit, să nu trăiască cu iluzia că de fapt a luat un ajutor social și că creditul nu trebuie rambursat la scadență. Și răspunsul e, până la urmă, ține de hazard și de faptul că atunci când 20.000 de indivizi li se strică televizorul, ei îl duc într-un centru de reciclare și își cumpără altul, nu protestează. Dar dacă la 20.000 de indivizi li se strică creditul, adică defaultează, avem o problemă. Pentru că acei indivizi vor considera că cineva le-a băgat mâna în buzunar. Și cred că problema pornește de la faptul că nimeni nu i-a învățat că un credit înseamnă, de fapt, a aduce niște sume de bani din puterea ta de cumpărare din viitor în prezent, ca să-i consume acum, dar trebuie să-i rambursezi, adică tu va trebui să prestezi muncile în viitor pentru a rambursa acel credit la scadențe. În condițiile în care educația noastră economică, financiară și putem extinde până la religie, inclusiv educația legată de sexualitate, este așa de precară, de minimalistă, nu trebuie să avem iluzia că noi putem trăi, gândi, la fel ca statele sau cetățenii din statele vest-europene. Sunt voci care reclamă faptul că și așa programele sunt școlare, sunt prea stufoase, prea încărcate. Dumneavoastră vorbiți de injecții, de cunoștințe minimale.
în mai multe, în toate domeniile, că până la urmă ar trebui să știm câte ceva din... Atunci când nu știm, vom plăti ceva în plus. Cu cât suntem mai în deplinătatea cunoștințelor generaliste și a celor de specialitate pe domeniul pe care l-am ales, cu atâta vom fi mai acasă și vom fi mai profesioniști și vom avea parte de un venit sub forma unui salariu care să ne mulțumească. Nu putem, până la urmă, nu putem în orice domeniu să dăm sfaturi dacă noi nu am parcurs etapele educative. Pentru că sunteți cadru didactic la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor. Cum vedeți, cum a evoluat, nu zic calitatea învățământul, ci a oamenilor pe care îi... care vă vin acolo din sistemul liceal. Am spus-o și eu mai repet. La începutul fiecărui curs, la finalul primei întâlniri, aplic în format anonim studenților un chestionar în care, e un chestionar de cultură generală, în care încerc să calibrez și să pot să-mi iau informațiile legate de cum ar trebui să mă adresez eu și cum să-mi construiesc în fiecare întâlnire cu ei. Și sunt întrebări generaliste din economie, din geografie, din chimie. De exemplu, la chimie, care este formula apei? La geografie, trei orașe din Ardeal sau pe unde curge fluviul Mississippi. Ajungem și la religie și întrebăm care e marea schismă, pentru că mulți sunt și ce reprezintă schisma, mulți sunt practicanți religioși. Și la final, ultima întrebare e unde se văd ei peste 10 ani, peste 15 ani și peste 25 de ani. Și știți care e paradoxul? Că studenți care dau foaia goală la toate întrebările de cultură generală, adică pentru ei formula apei este o necunoscută, geografia este un handicap peste care nu pot să treacă, în literatură și film o să vedem că în Mizerabile a jucat Florin Piersic, la final toți, marea cohortă, se văd în primii 10 ani de zile în Statele Unite, în 15 ani de zile întorși acasă și într-o firmă de succes, iar peste 20 de ani, paradoxul era că toți se vedeau politicieni, premieri sau miniștri. Și noi aveam totuși datoria de a le spune că în condițiile în care ei nu au cunoștințele încă minimaliste, nu au ce să caute în Statele Unite, pentru că acolo este o economie ultraliberală, acolo e cea mai perfecționistă piață în care cererea și oferta se bate. Dacă tu nu ai ce să vinzi, ce să faci acolo? Să speli borcane? Bun, dar partea a doua... Partea finală, că toți se vedeau premieri, este până la urmă modelul pe care îl văd la televizor și zic, eu nu sunt mai prost decât domnul sau doamna care este acum în fruntea guvernului. Știți că asta e un efect psihologic. Dunning-Kruger se cheamă. Cel incompetent se consideră mai competent decât este, iar cel competent are dubii, are rezerve că ar putea... cunoaște mai bine domeniul respectiv. Ține de psihologia umană, cum ține și economia. Până la urmă, economia... Economia nu e doar economie, și e o parte de filozofie, de sociologie, de asta unii își permit să încalce legile economiei și se... unele se pot. Dovada cea mai recentă este așa numită ordonanță 114, în care cei doi inițiatori... Să revenim la împrumuturi și la robor. Că și aici vor să renunțe la robor și să introducă un alt indicator. Asta e o altă poveste. Pentru... Deci roborul nu este un indicator al politicii fiscale. Deci pentru robor, roborul a fost creat și este un instrument al pieței interbancare. Actorii de pe piața interbancare sunt băncile comerciale, banca centrală și alte instituții financiare non-bancare. Deci cele care au deschis un cont de serviciu sau de funcțiune la Banca Centrală. Guvernul ar vrea sau vroia să atace roborul, adică să muște dintr-un instrument de lucru al Băncii Centrale, uitând că guvernul face doar politică fiscală. De politica monetară se ocupă o altă instituție numită Banca Centrală sau Banca Națională a României. În ordonanța asta a lăcomiei au instituit o taxă în funcție de cum crește roborul. Pentru orice specialist în domeniul monetar, bancar și financiar, era o utopie. Și cei doi scriitori, celebrii Vâlcov și Orlando, puteți să ștergeți numele și să...
Teodorovici. Teodorovici, am spus bine? Da. Un ministru în funcție, i-au propus într-un format populist, crezând că punând o taxă pe lăcomie băncilor, bănci care în ultimii 10 ani de zile, atunci când nu făceau profit, erau miștocărite de premierii în funcție, care spuneau, ba, că ei n-au avut niciodată un cont, ba, că băncile le-au jupuit și ultimile economii am din... Am avut și un premier înainte de doamna Dăncilă, da, care spunea că nu are card, că el... Da, cu... da, ei folosesc doar cash-ul și banii de buzunar, dar ei se adresau, de fapt, unui public nebancarizat. Deci vorbeau cu oameni care, similar lor, n-au avut în viața lor acces într-o bancă, nu și-au bancarizat veniturile și n-au trăit pe propria piele gestiunea unui credit bancar. Revenind la povestea Robor și noul indicator, trebuie să spunem foarte clar că roborul nu a murit. Roborul există în continuare, se calculează pentru o noapte, pentru o zi, pentru 7 zile, pentru o lună, 3 luni, 6 luni și 12 luni. Asta voiam să vă spun, că nu e precum constanta gravitațională și nu putem să ne atingem de ea. E un instrument, cum bine ați spus, da, care, mă rog, e la... E la îndemâna economiștilor, industriei bancare. Și industria bancară, prin instrumentul ăsta numit robor, își măsura, de fapt, cu cât pot să se împrumute băncile între ele, adică să-și transfere lichidități de la o bancă la alta. Acum, de ce roborul a fost legat de credite? A fost tot o intervenție în urmă cu vreo 8 ani ai guvernabilor care au vrut să explice populației atunci când contractează un credit cu dobândă flexibilă că există o parte variabilă numită robor și o parte fixă numită marjă. Ce au reușit să facă în urmă cu o săptămână? Să inventeze un nou indicator, care încă n-a fost numit, dar noi putem spune Orlando Bor, un asentiment cu cel care l-a propus. Și indicatorul ăsta, de la Darius, naștere, Darius Bor și Orlando Darius Bor, spuneți-i cum doriți dumneavoastră, de la naștere, indicatorul ăsta a devenit chiar mai mare decât fostul robor. Adică, în momentul lansării lui pe piață, avea cel puțin un 0,2% în plus față de roborul. Piețele, să știți că nu o să reacționeze doar la scrieri de-astea din pixul unui ministru sau unui consilier de premier și se vor alinea, mă refer la piețele financiare, se vor alinea în spatele acestor constrângeri. Deținătorii de capitaluri vor lua cele mai bune decizii pentru ei. Până la urmă, a contracta un credit nu înseamnă neapărat că creditul va fi totdeauna ieftin. Banii ieftini veniți din elicopter nu mai există. Dacă banii ieftini ar fi fost mai ieftini în afara țării, credeți că ministrul Orlando s-ar fi împrumutat la 5,5 sau 5,7% pe 30 de ani? Adică a luat 3 miliarde pentru care, la un calcul matematic simplu, trebuie să dea copiilor noștri vor trebui să ramburseze cel puțin 5,2 miliarde în următorii 30 de ani. Și totuși, sistemul bancar vi se pare sănătos în măsura în care vorbeam de dobânzi la credite. Haideți să vedem și dacă facem un depozit la bancă, s-ar putea să avem surpriza să fie dobândă reală. Cred că întrebarea noastră e de ce în România nu avem dobânzi ca și în Europa de Vest la credite. Pentru că la depozite, la depozite costul depozitului e oarecum asemănător. Cred că ar trebui să spunem telespectatorilor noastre că dobânzile sunt de două feluri. Sunt dobânzi percepute și dobânzi bonificate. Adică banca percepe o dobândă când acordă un credit și bonifică o dobândă atunci când eu mă duc la bancă și fac un depozit. Dar între cele două chestiuni există totuși niște similitudini, dar foarte multe diferențe. Când eu mă duc să pun banii la bancă, banca îmi prestează un serviciu pe care eu îl solicit. Consider că la care bancă devine mai scump decât la bancă banii mei stau în mai mare siguranță decât acasă supernă sau la saltea celebra sau în sobă, știți foarte multe. Sau mai bine ducem la Londra cu aurul ca să fie mai în putem siguranță. Putem discuta și despre aurul de la Londra, dacă veți dori. Au fost discuții. Dar imaginați-vă și fac doar o mică paranteză. Contravaloarea rezervei internaționale de aur, cele 60 de tone care sunt la Londra,
și cele 104 tone care sunt în total valorează undeva la 3,8 miliarde de euro. Adică ceea ce Orlando a împrumutat în ultimile 3 zile. E ca și cum ar fi adus aurul acasă. Revenind la subiectul anterior, diferența între dobânda percepută și dobânda bonificată, trebuie să știți că atunci când o bancă dă un credit, am putea spune că o parte, o pătrime din costul creditului o reprezintă cheltuielile administrative. Banca trebuie să-și întrețină structura de funcționare, personalul. Două părți sunt costurile legate de risc. Ce se întâmplă dacă domnul Dantrofin la final ia decizia de a nu mai rambursa creditul și până când recuperăm sumele datorate ca să putem renumera deponenții capitalurilor inițiale, eu trebuie să gestionez acest risc, eu, banca. Și în condițiile astea, putem spune că noi vom avea dobânzi ca afară și la depozite și la credite, dacă și riscurile din România vor fi ca afară. Afară nu există guverne, și mă refer la partea de vest a continentului, care să marjeze simultan în perioadele de creștere economică pe pedala consumului exagerat, adică să facă doar politici prociclice. Afară, guvernele atunci când există creștere economică pun bani albi pentru zile negre, pentru că știu că ciclic, la un moment dat, lumea nu o să mai fie așa de entuziasmată, că momentele alea de euforie colectivă vor fi înlocuite de o panică, care atunci când cuprinde toți interlocutorii va deveni o panică colectivă și e momentul prielnic pentru declanșarea unei crize. Când vine criza, dacă pe tine te prinde cu cămara goală, cu ce ai să întreții salarii, pensii și pensii speciale? Așa s-a întâmplat și în 2008. Înainte de 2008, guvernarea care exista atunci, era premierul Tăriceanu la Palatul Victoria, economia creștea cu 9%, fabuloasa creștere de 9%, și în anul următor a scăzut cu minus 9%, deci am avut un ecart de 18%. Și unde mai punem că tot în perioada aceea erau bani în visterie de la vânzarea unei bănci mari. Unei bănci, a unor active ale statului important. Când ne-am mai așteptat la, apropo de ciclicitate, că există în economie, sunt cunoscute ciclurile alea mari, 7-6 de ani. Că da, erau, și ciclurile așa, mici și ciclurile sunt cam mici, de 10 ani. De 10, deci ne apropiem deci, iarăși de am putea spune că suntem la mustață. Ultima criză a fost în 2008, în 2018 deja economiile ajung la saturație și noi nu suntem neapărat generatorii unei crize globale. Dar atunci când criza globală va veni de peste ocean sau din țările puternic industrializate din Europa, vom avea și noi parte de un șoc. Și șocul va fi că băieții de la Palatul Victoria vor fugi, vor lăsa și visteria goală, și cămara goală, și frâiele țării într-un hazard sau haos, iar cei care vor veni vor trebui să-și asume un fel de politică de a lui strânge cureaua, pentru că perioada lui Moș Crăciun va fi apusă. Cei care vor strânge cureaua, în general, sunt cei care trebuie să facă curățenie. Ei vor fi asistați de sanitarii pricepuți, aici vorbim de Fondul Monetar Internațional, de Banca Reglementelor BRD-ul, bănci și instituții financiare internaționale care vin să ajute guvernele să treacă peste momentele de criză profundă. Dar asta înseamnă, de fapt, o restructurare a politicilor, pentru că politica nu va mai fi făcută exclusiv din pixul premierului de la Palatul Victoria, ci va fi condiționată de cerințele finanțatorilor internaționali. Ați promis că faceți un mic comentariu și la inițiativa asta de a aduce aurul Nu, eu aș vrea să fac doar o mică explicație. Povestea aurului nostru e veche de pe vremea romanilor. Romanii au dus din zona Daciei foarte mult aur la Roma. În zilele noastre, sau în urmă cu 100 de ani, la jumătatea primului război mondial, când guvernul s-a mutat de la București la Iași, e vorba de anul 1916, în gara Nicolina din Iași au staționat cel puțin 14 vagoane pline cu tezaurul în aur monetar al României. Ele trebuiau duse undeva.
Și cum Iașul devenise capitală de război, nu putea să deservească. A fost o discuție aprinsă între premierul vremii și guvernatorul Băncii Naționale. Am înțeles că de atunci era varianta Londra, dar era periculos traseul. N-aveau ieșire, da, nici pe la Dunăre, nici peste munți. Și atunci au luat decizia să trimit aurul la Moscova, unde încă era puterea țaristă. În 1916 pleacă 91 de tone de aur la Moscova. În 1917 pică țarul și ajunge la putere bolșevismul în Rusia. Și guvernul mai trimite vreo 3 tone de aur. În total s-au dus la Londra 94,6 tone. După primul război mondial, guvernele românești au cerut întoarcerea acasă aurului, dar bolșevicii niciodată n-au onorat. Comparativ, vine al doilea război mondial, noua rezervă de aur a României este ascunsă inițial la Tismana și după aceea o parte din ea trimisă la Londra și în Statele Unite, la Fed. Deși și Marea Britanie și Statele Unite au fost în război cu România, care era aliată cu Germania, și bombardau câmpurile petroliere din Ploiești, Onești, Moinești și așa mai departe, după al doilea război mondial au rambursat până la ultimul gram de aur rezervele depozitate sau staționate temporar în custodia lor. În momentul actual, noi într-adevăr avem 94 de tone de aur la Moscova și 60 de tone de aur la Londra. Cele 60 de tone de aur de la Londra sunt folosite ca și rezervă internațională și ele garantează de fiecare dată împrumuturile pe care statul român le solicită pe piețele internaționale. Dar putea garanta cu ele și statul britanic? A fost și discuția nu, asta? Răspunsul e nu. Ele se află într-o custodie, nu se află în cedare de proprietate sau de drept de folosință. Sunt într-o custodie exact cum dumneavoastră sau eu îmi deschid la bancă un cont curent în care îmi depozitez niște bani, iar banca îmi garantează că eu am acces la acei bani 24 de ore din 24, oricând. Dacă ne plimbăm seara pe bulevard și băgăm cardul într-un ATM, descoperim că primim numerar la schimb. Dar poate ar trebui să ne facem să înțelegem de ce e nevoie să ținem acolo în România, nu e în siguranță? Pentru că el se cheamă rezervă internațională. Dacă dumneavoastră v-ați ține banii acasă, nu vă imaginați că o să vă dați singur dobândă la cei bani. Nu, și dacă vreți să garantați un împrumut pentru un coleg de-al noastră, el trebuie garantat cu o valoare care să fie certificată de către o terță instituție, garantul. Dacă garanția este în custodia ta, sunt niște costuri suplimentare și ele se reflectă până la urmă în costul de împrumut. Nu avem garanții sănătoase, adică activele cu care garantăm împrumuturile nu sunt credibile, costul de împrumut e mai ridicat. Și statul român se împrumută la costuri mai ridicate pentru că, de fapt, acum politicienii aflați la guvernare plătesc duplicitatea lor în comunicarea publică. Nu poți, pe de o parte, 2 ani de zile să înjuri toate băncile și după aceea să te duci la bănci și să spui că ești un mielușel. Da, ai rezerva de aur internațională. Aia nu acum vreau să zic că rezerva de aur internațională nu este a guvernului, este a țării și a României, iar dacă ne uităm în statutul Băncii Naționale, vedem că Banca Națională nu este doar custode, gestionar și utilizator, ci este chiar și proprietarul acestei rezerve. Și dacă îmi permite să merg în istorie, Banca Națională, încă din momentul înființării, la 1880, a fost o instituție creată cu capital privat. 100% privat. Statul era prea tânăr, avea 3 ani de zile de la războiul de independență de la 1877. Și în Statele Unite, tot ca bancă privată a fost creată. A fost creată. Da. Pentru că suntem la finalul acestei discuții și am vorbit de ciclicitate, de nu vreau să... Dar spre ce ne îndreptăm totuși? Dincolo de cei care administrează, mă rog, economia... sau, mă rog, anumite pârghiuri. Eu am să repet ceea ce am spus mai repede. Atunci când momentele de beatitudine vor fi înlocuite cu momentele de panică, vom intra într-o criză nouă.
Adică atunci când noi vom simți că nu mai facem față serviciului datoriei, la nivel de familie sau de persoană, iar la nivelul statului, când statele se împrumută peste limitele necesare, fără a crea bunuri și servicii publice, ci doar a alimenta cheltuieli curente, e un avertizor timpuriu că, de fapt, statul, prin guvernarea care ne conduce, ne îndreaptă spre o criză. Dar criza din 2008, mă rog, pe noi ne-a atins puțin mai târziu. Puțin mai târziu, dar a fost... Când s-a încheiat, dacă s-a încheiat? Se spune că criza din 2008 în România s-a încheiat în 2012. Pentru că de acolo s-ar putea calcula. Dar cei 4 ani de zile au fost dureroși, pentru că au fost nenumărate falimente de întreprinderi, falimente personale. Am văzut ce înseamnă, da. Deci acest interval de ciclicitate, cumva de acolo s-ar calcula, de la sfârșitul crizei anterioare, zic pentru... În general, intervalele se calculează de la începutul crizei până la începutul viitoarei crize, deci avem cei 10 ani de zile, iar încheierea unei curățeni, pentru că criza vine să curețe activele nocive, separă lucrurile bune de lucrurile rele. Cele rele le lasă la lada de gunoi a istoriei, iar cele bune sunt reintroduse în circuitul economic. Da, mulțumesc. Vom vedea ce ne așteaptă și în continuare. Vă mulțumesc pentru această discuție. A fost alături de mine conferențiar universitar dr. Dan Chirleșan de la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau o nouă întâlnire peste 2 săptămâni.